plantăm niște suprafețe de pădure sau ce alte proiecte vă propuneți să mai faceți? Asta este ceea ce sper. Nici de cum nu-mi doresc ca desemnarea unei zone protejate să vină la pachet cu lipsa oportunităților pentru populația deservită de acolo, pentru accesarea de investiții, de fonduri europene și alte oportunități. Vă mulțumesc! Fix pe aceeași problemă o intervenție și poate nu se mai vrea Maura subiectul. Nu mi-e spus. Consiliul Județean Botoșan, alături de Consiliul Județean Suceava, au identificat soluțiile tehnice pentru reluarea unei investiții majore la nivelul celor două județe și mă refer aici la acel proiect blocat pe ani de zile, podul de peste Sirex de la Talpa. Cele două consilii județene au semnat un acord, au realizat expertizele tehnice, mai mult decât atât, am realizat și studiul de fezabilitate pentru acest pod, extrem de important pentru noi. Este o investiție de aproape 8 milioane de lei, 8 milioane de euro, mă scuzați, o investiție blocată de altfel de arii de protejare. Pentru că în zona, ce să vedeți, trăiesc doi cândaci, Rădașca și Croitorul Cenușiu, aceștia sunt, îi cunoașteți cu toții, și mai mult decât atât, broasca europeană de baltă. Asta în condițiile în care studiile s-au făcut, pilele podului care îi sunt construite deja aveau nevoie doar de intervenții minimale. Ce vreau să subliniez? Din păcate, din prea multă dragoste pentru cei doi gândaci și broasca comunitară europeană, investiția a fost blocată. Dumneavoastră ați spus adineauri, rămânem într-un contract permanent. Sigur că da, rămânem, dar liniile de finanțare trec pe lângă noi, iar în acest moment, investiții de acest gen, care privesc comunități întregi județe, două județe, imaginați-vă, sunt blocate și nu știm unde vom mai depune acest proiect. Consider că s-a pierdut timp prețios și oportunități importante de finanțare, ca și cu cea de la vârful câmpului. Și trebuie să înțelegem, poate am fost aici de la începutul ședinței, când am spus că se blochează anumite lucruri. Am spus-o în sens constructiv, în sensul în care trebuie să găsiți aceste soluții, pentru că un gândac sau o broască nu mai pot împiedica lucrări importante care să contribuie la dezvoltarea zonelor și la siguranța cetățenilor de altfel. Pentru că cetățenii și din Botoșani și din Suceava, practic ocolesc vreo 20 de kilometri, pe de-o parte să ajungă la proprietățile lor, pe de-altă parte, cine vrea să meargă din Botoșani la Suceava și invers. Și este păcat în condițiile în care două autorități județene și-au dat mâna